Geamuri sparte, stâlpi îndoiți și mormane de zăpadă căzute în interiorul serelor. Cele câteva zile de ninsori abundente și de viscol intens au produs pagube importante, stațiunii de cercetare și dezvoltare pentru legumicultură Buzău. Avem din nou probleme cu zăpada. Zăpada care a viscolit și care, așa cum vedeți, a acoperit această seră și în prag de prăbușire. Foarte multe geamuri s-au spart, Structura de rezistență afectată, și încă pericolul nu a trecut. Până când nu se va topi și vom vedea sera curată, atunci putem să spunem care este paguba. Dar, din păcate, așa cum vedeți, avem pagubă mare, suprafețe mari de geam care au fost distruse. Structura de rezistență a trebuit întărită cu stâlpi de susținere, pentru că greutatea imensă a zăpezii a contorsionat unele componente. Mai multe geamuri au cedat și în interiorul serei s-au format adevărați nămeți. Dar pericolul și mai mare va fi atunci când zăpada va începe să se topească și se va aduna în șgheaburile de scurgere. Presiunea va crește suficient pentru a sparge mari suprafețe de geam și pentru a crea un real pericol de prăbușire a construcției. Este chiar foarte riscant să intrăm în această sere și prezența noastră aici suntem expuși și pericolului pentru că oricând se pot sparge geamurile și ne pot afecta. Serele au fost construite în 1962 și de atunci nu au fost făcute decât reparații curente la structura de rezistență plus înlocuirea geamurilor sparte. Bani pentru o reabilitare complexă sau pentru construirea de sere noi nu există. Bani știți că noi nu primim de la bugetul de stat, ne autofinanțăm din munca noastră de cercetare, practic din ceea ce vindem, semințe, răsaduri. Acum 2 ani am fost puțin ajutați, a format o comisie la nivel de județ, la nivelul direcției agricole, a venit, a constatat pagubele înregistrate și, sigur, am fost ajutați puțin de la stat pentru ca să putem să refacem ceea ce s-a desus atunci. Statul român nu alocă fonduri pentru stațiunea legumicolă care trebuie să supraviețuiască din ceea ce produce semințe, răsaduri și legume. S-au făcut demersuri, și se speră într-un ajutor guvernamental, măcar pentru reparațiile provocate de zăpezile din ultimele zile.